Botoșănenii au intrat în linie dreaptă cu pregătirile pentru debutul în primul eșalon. După un stagiu de pregătire efectuat la Câmpul Lung Moldovenesc, campioana seriei 1 din Liga a 2-a s-a deplasat în Republica Moldova, unde a disputat mai multe meciuri amicale. Din lotul cu care FC Botoșani abordează campionatul primului eșalon, fac parte și sucevenii Ionuț și Florin Plămadă. În cazul fostului capitan al echipei Rapid Suceava, negocierile dintre cele două cluburi deocamdată nu s-au finalizat. Botoșănenii au tras tare în această vară pentru a duce stadionul din localitate la standardele Ligii 1, iar federația și-a dat acceptul ca roș-alb-albaștri să poată juca încă din prima etapă pe arena proprie. La debutul pe prima scenă a fotbalului românesc, gruparea antrenată de Cristi Popovici va înfrunta pe 20 iulie fosta campioană CFR Cluj. FC Botoșani va juca apoi pe terenul celor de la Gazmetan Mediaș, după care va primi vizita unei alt nou promovate, Săgeata Năvodari. Prețul abonamentelor scoase la vânzare de formația botoșăneană variază între 300 și 600 de lei. La peluze, pensionarii, elevii și studenții au reducere 20%.